Domnule Ghiciu, se anunță momente extrem de complicate și în același timp importante pe plan internațional, dar vom vedea în următoarele zile, în următoarele ore poate, dacă Vladimir Putin se va decide să invadeze sau nu Ucraina. Am văzut aseară că a declarat, a acceptat independența celor două regiuni separatiste. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Spre ce ne îndreptăm? Ne îndreptăm mai degrabă spre o soluție diplomatică, spre un conflict militar? Cum vedeți lucrurile? Soluția diplomatică încă e pe masă, asta cu siguranță, și mă uit la liderii occidentali care încurajează sau insistă pe lângă liderul de la Kremlin să meargă spre o soluție diplomatică. Nu știu în ce măsură ea se va întâmpla în realitate, pentru că dacă ne uitam acum o săptămână, aș fi mers pe ideea că diplomația va câștiga în fața armelor. Astăzi, sincer, mai ales după declarația președintelui Putin de ieri, nu mai am aceeași convingere. Recunoașterea acestor provincii separatiste ca fiind independente, practic, ne aduce aminte de scenariul Crimeei. Exact. Le recunoaște independența, apoi are loc un referendum privind aderarea sau alipirea acestor provincii la Rusia și așa mai departe. Doar că planul, interesant este că planul lui Putin astăzi pare mai complicat sau mai elaborat decât în cazul Crimeei. Dacă ați ascultat discursul de aseară, el vorbea de Kievul ca leagăn al civilizației rusești, vorbea de teritorii care au aparținut altor state, gen Polonia, Ungaria, România, practic incita la o ură împotriva statului ucrainean, inclusiv mergând pe ideea că este un stat artificiat. Războiul încă e opțiune, din păcate, dar eu mizez pe calea diplomației. Europa nu are nevoie, sau cu toții ne așteptam să fi trecut de această etapă a istoriei noastre în care armele vor lua locul discuțiilor, negocierilor. Nu e nimeni naiv. Clar că Rusia își dorea ceva. Eu personal, spre exemplu, am fost convins că Putin încearcă doar să pună presiune pe cancelarile europene și să-i facă concesii pe diferite zone. Nu după... că și va face ceva, așa da, da, am văzut da. Și aseară. Este practic un prim pas spre război. Da, mai ales dacă citim punctul 4 al acelei declarații sau acelui decret prezidențial de recunoaștere. În punctul 4 ne spune foarte clar că autorizează forțele armate rusești să intre pe teritoriul celor două provincii separatiste nou recunoscute de Moscova și să asigure protejarea cetățenilor ruși din respectivele zone. Deci războiul pare mai aproape ca niciodată și vedem asta și din agitațiile occidentale, vedem din modul în care diferitele state au început să-și mute ambasadele spre Lvov, spre vest, sau să-și mute personalul diplomatic. Nu știu, am citit chiar astăzi că Statele Unite peste noapte își mută personalul diplomatic din Ucraina în Polonia, tocmai pentru a le asigura un nivel sporit de securitate. Și înțelegem că mai multe state iau în considerare acest lucru, dat fiind faptul că acolo sunt tensiuni, vedem, la graniță. Da, inclusiv România a cerut tuturor cetățenilor la acest moment să părăsească imediat teritoriul Ucrainei. Clar că toată lumea se așteaptă la ce mai rău.